rămâne și deocamdată nu avem date cum că poziția domniei sale în partid ar fi pusă în pericol. Nici în momentul unei rocade, nici în cazul în care nu se întâmplă rocada. Adică are toate motivele să stea liniștit că rămâne în continuare în fruntea PNL. L-a ales PNL-ul în efervescența lui. Prin urmare, o să-l mai aibă mult timp acolo în frunte, doar dacă merge la Cotroceni trebuie să părăsească. Trecem mai departe acum la un alt...